Bună, dragilor, bine ați revenit la un nou vlog. Mă pregătesc să merg la cumpărături, vreau să merg în Real și în Aldi. Inițial mă gândeam să merg în DM și să fac cumpărăturile din Lidl, pentru că aș fi avut nevoie de Pampers pentru Sophie, doar că astăzi am ales să merg singură. Soțul rămâne acasă cu Sophie. Am zis să mai ies și eu singură. Este prima dată când merg la cumpărături în Real. Am mai fost aici în localitatea NDK, doar că am stat 5-6 minute singură, fără Sophie, și am puține emoții. Nu voi profita la maxim, nu vreau să stau foarte mult, pentru că pe ea deja am lăsat-o plângând. Aș vrut să o iau cu mine, dar când am pus-o acolo în scaunel, a început să plângă și a zis soțul că o oprește el acasă să stea cu el. Da, acum mergem la cumpărături și după, nu știu ce vom face astăzi, oricum este destul de târziu, e aproape ora 2:30, cam așa, doar ce se trezea, Sophie, cam așteptată să se trezească. Mergem la cumpărături, după ne întoarcem acasă și mai vedem ce facem. Vlogul ăsta nu va fi unul foarte lung, apropo, astăzi este vineri, cred că îl voi încheia sâmbătă sau duminică. Va fi așa un vlog de weekend, nu unul foarte mare. Gata, nu mai stau pe loc și pornesc la drum. Ne vedem acasă sau la cumpărături. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can't help the way I feel for you. You make me lose my mind. Until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor and I feel okay. We just made it through and I love the way I feel for you. Baby, you make me lose. Cause without you, everything is nothing. You make me lose my mind.
într-un final astăzi, nu știu ce a fost cu ea. De fiecare dată când mă ridicam de lângă ea, mi se trezea și acum am lăsat-o dormită. Sper să nu se trezească și să mă lase să gătesc. Vreau să fac pentru prânz o ciorbiță de porc cu smântână și cartofi. Mi-am pregătit aici toate legumele, deja le-am curățat mai de dimineață și ziceam să vă arăt, am găsit un cartof foarte interesant când i-am curățat. Uitați-vă și vă arată ca o inimioară. Mi s-a părut foarte frumos și mi-a fost milă să îl mai curăț de coaje. Am zis să mai las așa câteva zile aici pe masă, i l-am arătat și soțului. Asta vreau să fac acum, vreau să fac ciorbița asta. Aș fi vrut să decorez și puțin în fața casei, să aranjez așa cât de cât frumușel, doar că bate puțin vântul și variază așa soarele, când intră noi, când iese afară și nu cred că voi face asta, las pe mâine. Mâine am văzut că vor fi undeva la 16 grade, astăzi sunt 7 afară, am zis că mai bine las pe mâine. Cred că cel mai bine trec la treabă, ar fi bine să apuc să pun ciorba pe foc în caz că se trezește Sofie și nu vrea să stea. Mă gândeam să vă arăt și ce mi-am pregătit. Am pus aici o bucată cu carne de porc și aici am legumele pe care le-am curățat, le-am spălat, am o jumătate de ardei, am pe aici vreo 3 cepe, 2 din astea albe, una roșie, 2 morcovi, am și un dovlecel, am pe acolo și niște țelină și cartof. Și astea sunt toate ingredientele pe care eu le pun la ciorbă, adică toate legumele. Bineînțeles că la final voi pune și smântâna, dar am să vă arăt cum o pregătesc. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings. And I'm so tired of being honest by myself, I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. We gave it so many chances. When we saw the signs, we just kept dancing. When the nights always seemed so endless, thought it would last, now it's in the past. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side. Dancing around with someone better. Until then I will pause forever. Keep taking my time through boxes and light. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. Stuck on the wrong side of the mountain. So good.
Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. Honest as you are, the way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside, but you make it all right. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh, just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. Bună dimineața, noi suntem în fața casei. Cred că se aud și papagalii. Vrem să aranjăm puțin pe aici, prin față. Este foarte frumos astăzi. Sunt deja vreo 8 grade. Nu e foarte frig. Și este, cred că, 10 jumate ceasul, cam așa. Bună, mie. Mi-am scos aici tot ceea ce am decorațiuni pentru afară, însă nu știu sigur dacă am să le pun pe toate. Cred că voi selecta din ele. Deja una mi-a scăpat din mână, am avut-o și pe Sofie în brață și acea decorațiune și am spart-o. Am lăsat-o în casă pe aia. Nu știu, hai să întorc camera și să vă arăt ce am pe aici. Și după să trecem la treabă. Am aici bețele astea. Cred că sunt de salci. Le-am de anul trecut și anul trecut am avut ouă puse pe ele, așa, pe crânguțele astea. Asta vreau să pun și acum. Am aici un nou, așa, cu iepuraș. Însă pe ăsta nu știu dacă las afară, pentru că e ceva din material aici. Nu știu, găsesc eu un loc în casă. Cel mai probabil în casă îl voi pune pe el. Aici este... V-am spus că am rupt deja unul și văd că ăsta l-am adus afară. Mai am așa un iepuraj care s-a cam plăștit el. Este ceva lucrat manual, dar îmi place foarte mult. Cred că ăsta la fel o să-l bag în casă și îl pun aici la intrare. Am aici un coșuleț cu un iepuraj, are ouă. Și îmi plac tare mult, am multe din astea cu ceapă și chiar este ceapă adevărată. Cred că aș putea să pun asta așa pe undeva pe aici. Ce mai am? Am aici o sofiuță cu mine. Mai am un coșuleț, căruia
mi-a spart Sofie oul, aveam aici un ou adevărat și s-a spart, bineînțeles că era gol, dar s-a spart. Mai am aici la fel un coșuleț cu un iepuraș, o pasăre. Imediat. Mai am și crenguțele astea pe care le-am adunat acum cu Sofie. Astea se vede că sunt mai proaspete față de celelalte care sunt scate. Și mai am aici în cutia asta ceva. Da, mami, mai am niște ouășoare. Acesta este cel pe care l-am rupt. Era pus pe o bucată de lemn și avea ceva ouă lângă. Mai am aici și o găină. Așa arată ea. E tare frumos și că pe asta cred că o să o pun afară. Am aici câteva ouă. Din ele am spart acum când mi-au căzut, pentru că mi-a căzut cutia asta fix cu fața în jos și ce a fost mare s-a spart. Și am aici un ghiveci așa cu un iepuraș. Pe asta vreau să-l pun în geam la bucătărie. Toate sunt lucrate manual, bineînțeles că nu de mine, dar îmi plac foarte mult, sunt tare drăguțe. Și asta este cam tot ceea ce vreau să facem acum. Vreau să fac și o ghirlandă, pentru că cea pe care am făcut-o data trecută, aceea cu iepurașul, de ați văzut-o voi în vlogul trecut, am hotărât să o las pusă în casă și să fac altceva afară. Cred că voi face ceva din astea, nu știu, nu am nimic momentan în minte, dar dacă fac, vă arăt și vouă. We'll be right back.
we get this low. You come over and we start a fight. Never know who's wrong or right. Feel nothing when you go. I know it's not intelligent, drinking for the hell of it, but that's irrelevant now. We should talk about us. How come we're holding on? Cause really I don't see the benefits now. And you've broken my trust, so I just wonder, why do I fall back to you? Really nothing I can do about it. Why do I fall back to you? It's like you're a drug to me, I can't quit. It's not like we're still 22, trying something new, just a pastime. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason why. Why I still fall back to you? Până la urmă m-am hotărât și am făcut o coroniță pentru o cu ce aveam prin casă. Astăzi e duminică și bineînțeles că magazinele aici sunt închise, dar nici nu intenționam să merg la magazin să cumpăr ceva, să fac o coroniță. Și m-am gândit să fac eu cu ce am găsit prin casă. Am folosit crengile astea de salce, cred eu că sunt, pe care le-am adunat cu Sophie. Am pus puiuții aceștia, i-avem la o decorațiune și i-am scos de acolo, i-am pus pe ghirlandă. Aceasta cu Welcome o aveam deja pusă la intrare pe perete și m-am gândit eu că vine mult mai frumos aici. Florile la fel le aveam prin casă. La coronița asta m-a lăsat și pistolul cu silicon. Nu am mai avut să lipesc florile și puiuții, așa că i-am legat pur și simplu cu sârmuliță. Mie mi se pare tare frumoasă și mi-am făcut o coroniță care m-a costat 0 lei sau euro, cum vreți voi să ziceți. Vreau să mâncăm și ceva bun, fiind duminică. M-am gândit să fac înghețată cu măr. Mi-am pus aici 3 înghețate. Pe astea le mai aveam în congelator și le-am de foarte mult timp. Dacă luna trecută nu am mâncat deloc zahăr, bineînțeles că înghețatele au rămas în frigider, nu le-a consumat nimeni. Astea 3 vreau să le folosesc. Sunt foarte micuțe, cam atât este înghețată. Am una cu vanilie. Aceasta cred că este cu ciocolată neagră, este puțin amăruie și aceasta este cu ciocolată din aceea cu lapte, adică e mai dulce. Am luat și un iaurt grecesc pentru că vreau să-i fac și lui Sophie din desertul acesta, bineînțeles că ei nu pot să-i pun înghețată și îi voi pune iaurt. Am aici un măr pe care imediat îl voi coji, l-am spălat și îl voi sota așa puțin în unt și foarte puțin sirop de agave și scorțișoară.
Dragilor, noi am terminat de pregătit desertul, ați văzut ce ușor se face, nu este mare lucru, nu este nicio inginerie, dar e foarte bun și sper că veți vrea și voi să îl încercați într-o zi ca mea în care vreți să vă relaxați și nu vreți să faceți ceva, nu știu, foarte complicat. Cam acesta este și videoul nostru. Mamele, dă-i închis! Vă mulțumim foarte mult! Bravo, mami! Vă mulțumim foarte mult pentru toată susținerea pe care ne-o acordați, pentru că v-ați abonat canalul nostru, pentru like-urile, comentariile pe care ni le oferiți. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim să aveți o săptămână absolut minunată. Sperăm noi să ne vedem cu bine și data viitoare. Până atunci, numai bine, pupii și îmbrățișări de la noi. Pa! Pa!